Toată povestea incredibilă i-a spus-o lui Denise Rifai. I-am venit la tine la emisiune directe la spital, unde am stat o noapte, deoarece am avut fibrilații și am fost pus pe picioare cu șoc electric. Am avut un moment după ultima operație la braț, în urmă cu vreo 10 ani. Am avut niște dureri cumplite, stătea soția mea până la 1 noaptea, doar cu morfină mai treceau durerile. Atunci am simțit că nu mai pot. Am zis că mă duc, îmi trag un glonț în cap și gata. Doctorul a vrut să-mi cheme un psiholog. Mi-a venit să o termin. M-am gândit la soție și la fată. Atunci mi-a dispărut totul. Am zis că asta e, suferim și mergem înainte. Helmut Tucadam declara și în ultimul său interviu cât de mândru este de cariera și performanțele sale. Deși părea că se simte mai bine, destinul a avut un alt plan pentru el. Îi trebuie să recunosc că după câștigarea cupei, acum 38 de ani, în 86, nu am realizat. A fost nevoie să treacă câțiva ani și cred că nici măcar presa și mass media, în general, nu a realizat acea performanță. Dar trecând apoi mulți ani și văzând că nicio echipă românească nu va mai putea ajunge, cel puțin în viața noastră, la o asemenea performanță, atunci a realizat cât de mare a fost acea performanță. Sigur că ne mândrim cu acea performanță, chiar dacă au trecut 38 de ani, ne aducem aminte cu plăcere de ea. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.